Bună ziua, stimați prieteni! Vă invit la cea de-a 60-a ediție a analizelor economice. Astăzi vreau să vorbim despre un subiect care cred că merită discutat, cu atât mai mult că nu mi-aduc aminte să fie discutat, și anume impactul sau care este efectele majorării ratei de bază a băncii naționale asupra economiei naționale și asupra sistemului financiar. Dacă vreau aici să vă aduc aminte, săptămâna trecută, Banca Națională a Republicii Moldova pentru a 10-a oară timp de ani de zile a majorat rata de bază care a ajuns la 21,5%. Dacă vă uitați din perspectiva istorică, ultima dată, în primul slide, vedeți ultima dată, am avut o rată de bază mai mare decât în prezent, în decembrie la anul 2000. Atunci, în anul 2000, pentru cei care deja au uitat sau pentru cei mai tineri, Republica Moldova a trecut printr-o criză profundă legată de deprecierea valutei naționale, o inflație extrem ridicată și atunci noi am avut acea rată de bază, apoi a scăzut, am avut de câteva ori majorări, însă la 21,5 n-am ajuns niciodată. Următorul slide veți vedea toate aceste majorări consecutive care au durat până acum. Întrebarea este, care este scopul băncii naționale, care este impactul, cine și cum a simțit acest lucru? La modul serios, majorarea ratei de bază a băncii naționale are două scopuri care într-o manieră sau alta s-a realizat. Primul scop este scumpirea banilor. Deci banii trebuie să devină scump într-așa un fel ca să întâmple al doilea efect, descurajarea împrumuturilor. Deci tot ce a făcut Banca Națională încearcă prin acest instrument financiar, monetar, să descurajeze consumul bazat pe împrumuturi în felul acesta să mai tempereze din inflația care în Republica Moldova înregistrează record după record și am ajuns iarăși record din ultimii 22 de ani. Deci primul scop al Băncii Naționale este scumpirea banilor, al doilea scop este descurajarea împrumuturilor și al treilea lucru care se întâmplă, dar nu și-l dorește, avem un efect nedorit și anume creșterea volumul sau ponderea creditelor cu întârziere de plată. Altfel spus, tot mai mult cetățeni și agenți economici nu pot întoarce la vreme creditul. Astăzi vrem să vedem în ce măsură s-au scumpit banii, doi, în ce măsură s-a descurajat împrumutul și cât de tare s-a înrăutățit portofoliul bancar, dacă de credite s-a înrăutățit sau nu, între cetățenii noștri într-o problemă de plată sau nu într-o problemă de plată. Totodată, aici vreau să mai spun încă un lucru, foarte mult în spațiu public se speculează și se discute, uite, da, bine că banca, nu că bine, Banca Națională majorează rata de bază, dar ar trebui să fie făcut cumva targetat, deci să descurajeze împrumuturile pentru consum, dar să nu lovească și în producători, dar așa se primește chiar de când rata de bază are loc o descurajare a tuturor tipurilor de împrumuturi, inclusiv instituționale. Astăzi vrem să vedem, este așa sau nu este așa? Cred că cel mai bine cifrele întotdeauna vorbesc de la sine. Haideți să începem cu ce s-a întâmplat. Într-adevăr, dacă ne uităm atent, rata de bază, rata medie a dobânzelor la creditele noi acordate de către bănci, în ultimul an de zile, a crescut cu 70%. Altfel spus, banii s-au scumpit într-un an de zile cu 70%. Dacă anul trecut rata medie a dobânzilor era 6,8%, acum a ajuns la 11,3%. Deci scopul Băncii Naționale, în mare măsură, a fost atins. Majorarea ratei de bază, apropo ce am uitat să menționez, că noi am majorat-o până la 21,5%, pornind de la cea mai mică rată de bază din istoria Republicii Moldova, 2,65%. Deci, practic, primul lucru începe să realizeze. Banii se începe a scumpi. Haideți să vedem cum s-au scumpit tipii diferite tipuri de consumatori. Dacă vă uitați atent în grafic, într-adevăr, banii s-au scumpit, nu să uitați-vă. Persoanele fizice care au luat credite de consum, pentru ei, banii s-au scumpit de 2,1 ori. Altfel spus, dacă anul trecut creditele de consum se ofereau la cea mai mică dobândă bancară, 4,4. Aici vreau să atrag atenția, vorbim de 4,4 dobânda de bază, fără celelalte plăți suplimentare, care în dependență de credit poate fi de două ori comparativ cu dobânda de bază. Dar noi operăm cu dobânzele oferite sau dobânzele la credit oferite de băncile comerciale, nu dobânda efectivă. Deci asta să fie foarte clar. Deci anul trecut dobânda era 4,4, acum 13,7%. Dacă ne uităm atent, banii s-au scumpit, însă s-au descumpit diferențial.
pentru populație sau pentru creditele de consum, banii s-au scumpit de 2,1 ori. Pentru persoanele fizice care practică antreprenoriat s-a scumpit cu 50%, pentru persoanele fizice care iau imobile s-a scumpit tot cu 50%, însă pentru persoanele juridice scumpirea a fost doar de 27%, de la 8,2% până la 10,4%. De fapt, Banca Națională, chiar neavând instrumente de politică monetară targetată, așa s-a primit, deci asta nu este o politică specială a Băncii Naționale, dar efectul politicii sale a fost de așa o manieră că politica sa monetară a dus la scumpirea banilor diferențiată. Banii pentru consum sau pentru creditele de consum s-au scumpit de 10 ori mai mult decât banii pentru investiții. Practic, politica monetară a Băncii Naționale a descurajat creditele de consum. Aici s-au scumpit cel mai mult bani, de la cei mai ieftini. Creditele de consum au ajuns cele mai scumpite. Pe locul 2 sunt credite luate de persoane fizice, oare ele erau cele mai animate și ele merg tot în consum, indiferent de forma de consum, chiar dacă este afaceri, acolo este foarte greu să spui este afaceri sau nu este afaceri. Cât privește pentru agenții economici, scumpirea banilor a înregistrat cea mai mică creștere. Mai mult ca atâta, dacă anul trecut dobânda pentru credite de la agenții economici era cam cea mai mare din sistemul bancar, acum dobânda la agenții economici a ajuns aproape cea mai mică din sistemul bancar. Deci, din câte vedem, politica Băncii Naționale are un efect diferențiat, chiar dacă Banca Națională nu are astfel de instrumente. Noi aici vorbim despre politica Băncii Naționale care afectează agenții economici și care afectează populația. Deci, prima concluzie este clară. Banii s-au scumpit cu 70%, însă s-au scumpit diferențiat. Pentru agenții economici s-au scumpit cu 27%, pentru populație s-a scumpit până la 2 ori sau cu 200%. Însă mai este încă un actor care are de suferit în urma scumpirii banilor. Și aici vorbim despre guvern. Deci nu uităm că Guvernul Republicii Moldova în acest an a aprobat un buget cu cel mai mare deficit bugetar din istoria Republicii Moldova. Acest buget trebuie acoperit din două tipuri de împrumuturi. Împrumuturi externe, care până ce întârzi să vină, și împrumuturi interne, despre care vom vorbi astăzi mai mult. Evident că nu interesează cât plătește guvernul în prezent pentru banii pe care el îi împrumută. Dacă anul trecut guvernul se împrumuta cu 5,53% și vă rog să nu comparați dobânda de la guvern cu dobânzile celelalte, că acolo sunt dobânzile de bază, aici este dobânda efectivă sau suma finală de bani pe care o plătește guvernul. La populație și la agenții economici trebuie să înmulțiți aproximativ cu 2 și atunci aveți putea compara dobânzile. Dar la mine astăzi nu a fost scopul să vorbesc despre dobânzile efective, dar despre impactul scumpirii banilor. Iar în prezent, dobânda pe care o plătește guvernul, eu am luat doar împrumutul pe termen de 2 ani de zile ca să fie o analiză, la celălalt să respecte proporționalitatea mai mult sau mai puțin. Au ajuns la 20,5%, s-au scumpit de 3,7 ori. De fapt, guvernul în acest an are cea mai bruscă creștere a prețului banilor și lucru care a descurajat în totalitate guvernul. Voi vorbi ceva mai târziu despre cum s-a descurajat împrumutul guvernului. Deci, de fapt, dacă să ne uităm atent, banii s-au scumpit cel mai mult pentru guvern, pe locul 2 sunt creditele de consum ale populației, pe locul 3 sunt alte împrumuturi a populației pentru imobile sau pentru inițierea unei afaceri, iar pentru agenții economici scumpirea este cea mai mică, pentru ei banii s-au scumpit cu 27%. De fapt, politica monetară a Băncii Naționale a lovit în primul rând în guvern, ceea ce n-a dorit-o Banca Națională, de asta s-a întâmplat, și în al doilea rând, care și-a fost scopul Băncii Naționale, este descurajarea creditelor de consum. De fapt, jertfa colaterală a politicii Băncii Naționale de descuraja creditul de consum, în mare parte este doar guvernul. Agenții economici, după cum veți vedea, nu au suferit. Dar, după cum am spus, banii au două proprietăți. Atunci când se scumpesc, să nu uităm că populația Republicii Moldova, pe de o parte, ia credite, pe de altă parte, pune depozite. Și de aceea, Banca Națională, prin politica sa monetară, a dorit următorul lucru. Să descurajeze împrumuturile și să încurajeze depunerile. Deci Banca Națională acum, prin politica sa monetară, cum ar fi transmite semnale cetățenilor în primul rând. Nu mai luați împrumuturi și cheltuiți banii, dar mai bine banii voștri puneți la economie. Drept efect,
Banii s-au scumpit și pe dimensiunea economiilor. Dacă anul trecut, dobânda pentru depozitele persoanelor fizice, dobânda medie, la depozitele noi în trasă ale persoanelor fizice era 3,5%. Este o dobândă practic care nu era foarte atractivă. În prezent, această dobândă a crescut de 3,2 ori, ajungând la 11,4%. Scurt pe 2. Principalul efect al politicii monetare a Băncii Naționale este creșterea de 3,2 ori a dobânzilor la depozite, ca să încurajeze populația să depună bani, scumpirea de 2,1 ori a creditelor de consum, ca să descurajeze consumul, iar jertfele colaterale este guvernul pentru care tot s-a scumpit foarte scump bani. Deci cu partea aceasta ne-am lămurit. Politica Băncii Naționale a dus într-adevăr la scumpirea banilor, ceea ce ei și-au dorit și partea bună este că ei s-au scumpit diferențiat și dacă nu era guvernul în toată formula aceasta, atunci pentru agenții economici această scumpire a banilor practic nici nu era observată. Haideți să ne uităm dacă scumpirea banilor a dus cumva la descurajarea împrumuturilor. Dacă ne uităm atent în grafice, anul trecut noi am avut un record absolut istoric. Cetățenii și agenții economici din Republica Moldova s-au împrumutat lunar cu câte 890 de milioane de lei. Deci în fiecare lună, nu s-a împrumutat, a crescut povara datoriilor. Deci soldul datoriilor sau volumul de credit în sistemul bancar a crescut lunar cu 890 de milioane de lei. Dacă vă uitați atent, este un record absolut pentru Republica Moldova în volum, că acum am să vă dau și comparativ cu PIB-ul. În acest an, noi avem într-adevăr o scădere semnificativă a volumul de credite la 639 de milioane de lei lunar. A scăzut, însă dacă vă uitați comparativ cu alte perioade, este oricum relativ sus. Dar, după cum am spus, nu este corect să compari banii din 2022 cu banii din 2007. Din acest motiv am calculat cu câte procente din PIB a crescut soldul sau creditelor bancare sau povara datoriilor cetățenilor. Dacă vă uitați atent, anul trecut a fost 4,4% din PIB, mult mai puțin ca în 2013 și de 3 ori mai puțin aproape decât 2,5 ori mai puțin decât în 2007, când noi am avut recordul absolut la gradul de împovărare cu credite atât agenților economici cât a populației. În acest an, raportat la PIB, noi avem o scădere semnificativă. Deci efectul Băncii Naționale, descumpirea banilor, într-adevăr a dus la o descurajare a împrumuturilor. Întrebarea mea este, dacă la noi creditele, banii s-au scumpit diferențiat, la creditele de consum s-au scumpit de două ori, iar la creditele pentru agenții economici doar cu 27% o diferență de cât acolo avem, de 8 ori diferența. Întrebarea este, s-a manifestat aceasta și asupra nivelul de împrumut? Pentru a răspunde la această întrebare, am făcut o analiză simplă. Cu cât a crescut povara datoriilor la agenți economici pe lună sau cât s-au împrumutat, au crescut soldul datoriilor la agenți economici și la creditele de consum. Și aici avem un efect, de fapt, care, sincer să spun, îl așteptam că va fi, dar nu m-am gândit că este atât de vizibil. Uitați-vă foarte atent următorul grafic. Anul trecut, agenții economici lunar își majorau datoria față de bănci cu 343 de milioane de lei. Este o creștere, de fapt, fără precedent, uitați-vă în anii precedenți, n-am avut niciodată pe aproape. În acest an, chiar dacă banii s-au scumpit, datorită faptului că inflația este cu mult mai mare decât dobânda bancară, agenții economici în acest an continuă să iau împrumuturi chiar mai mult că au luat anul trecut. Dacă anul trecut au 343 de milioane de lei pe lună, anul acesta au 400 de milioane. Altfel spus, creșterea ratei de bază și scumpirea banilor nu a afectat deloc procesul de creditare a economiei și agenții economici în acest an iau chiar mai mult împrumuturi decât au luat anul trecut. Dar uitați-vă ce se întâmplă la creditele de consum. Dacă anul trecut populația își creștea povara datoriei cu 250 de milioane de lei în fiecare lună, deci în fiecare lună cetățenii noștri aveau creștea datoria lor față de bănci cu 250 de milioane, în acest an avem o descurajare totală. Deci în prezent avem o scădere acestui ritm de creștere economiști, mă înțeleg, de 5 ori.
Deci dacă anul trecut se împrumutau cu 250 de milioane de lei, în fiecare lună creștea datorie, anul acesta oră cu 50 de milioane crește. Ceea ce ne face să ajungem la concluzia că, de fapt, politica băncii naționale, chiar dacă este una meoapă în sensul că este una comună pentru toți, în realitate a avut un efect diferențial. Pentru agenții economici banii nu s-au scumpit, sau s-au scumpit neesențial, ceea ce a dus la ceea că creditele pentru agenții economici au continuat să crească cu un ritm sporit și noi în acest an, după 2014, practic portofoliul creditelor bancare creștea cel mai mult animat de persoane fizice și creștea ponderea datoriilor, ponderea creditelor persoanelor fizice în totalul portofoliului. În acest an avem o inversare a situației când agenții economici au luat înainte. Din simplu motiv că efectul cel mai important este că s-a descurajat împrumuturile. Dar aceasta noi vorbim despre agenții economici și populație. Aici situația, mai mult sau mai puțin, este una clară. Banca Națională, prin politica sa, s-a reușit să descurajeze consumul și să nu afecteze investițiile. Dar am zis, mai există o jertfă colaterală. Guvernul. Țineți minte că banii pentru guvern s-au scumpit de 3 ori. Păi uitați-vă, în acest an avem o situație, eu pot să spun fără precedent, am avut un precedent, este incomparabil, așa cum am să explic. În acest an avem o scădere, deja în primele 6-7 luni de zile, 7 luni de zile, avem o scădere a datoriei interne cu 1,3 miliarde de lei. De fapt, ce se întâmplă? Este o situație fără precedent, a mai fost în 2008. Dar acel precedent nu este ca acum, așa cum am să explic ceva mai departe. Deci avem o situație fără precedent când guvernul nu doar că nu se împrumută pe intern, dar el ia împrumuturi externe sau ia banii din veniturile bugetare ca să-și reducă datorie pe intern din simplu motiv că a devenit prea scump. În acest an guvernul și așa are de câteva 3 miliarde de lei, peste 3 miliarde de lei dobândă la credite, iar banii aceștia care au devenit puse cu insuportabil de scump, apropo, în acest an guvernul nu are dreptul să împrumute pe intern și asta explic din ce cauză. Are sens să te împrumuți pe intern atâta timp cât dobânda bancară plătită de tine este mai mică decât creșterea veniturilor bugetare. Altfel spus, dacă tu plătești 10% dobânda, dar veniturile tale cresc cu 20%, este convenabil să iei împrumuturi din simplu motiv că tu câștigi mai mult decât ai de plătit. Iar în acest an avem o situație proastă, care rar se întâmplă, chiar am să fac o analiză să văd dacă s-a mai întâmplat vreodată așa ceva. În acest an, noi avem o scumpire a banilor pe care îi plătește guvernul, care este mai mare decât care îi câștigă el. Altfel spus, guvernul în prezent câștigă mai puțin decât trebuie să plătească dobânda. Evident, lucrul acesta nu va dura mult, dar guvernul a luat o decizie clară, să-și reducă povara datoriilor. Și aici am luat-o și am făcut analiza lunară. Sau cu cât a crescut povara datoriei guvernului, cât se împrumuta guvernul în fiecare lună, crescându-și datoria lui față de bănci, și față de bănci, că din altă parte nu ia. 2016, vă rog să n-am luat în calcul, din simplu motiv că atunci a fost momentul acela de convertire a garanțiilor guvernamentale în datorii, deci este tragedia noastră, nu trebuie să o luăm în calcul. Dacă observați, recordul este 2020, este clar, era pandemie, n-am primit nici finanțare pe extern, guvernul s-a concentrat pe împrumuturile interne. 2021 a fost exact așa. Noi avem doar în 2008, ultima dată când guvernul a întors înapoi datorii și avem minus 20 de milioane de lei fiecare lună, adică pe an minus 240 de milioane, guvernul a întors înapoi datorii, nu s-a împrumutat și avem în acest an câte 176 de milioane de lei pe lună sau 1,3 miliarde de lei până în prezent. De ce nu trebuie să comparăm perioadele? Din simplu motiv că în 2008 guvernul pur și simplu nu s-a împrumutat nici pe intern, nici pe extern. Deci venitul bugetar creșteau atât de mult că el nu avea nevoie să împrumute mai mult că atâta guvernul a considerat că este anul în care poți împărți datoriile. Și de aceea nu trebuie să comparăm anul 2008 cu 2022. Deci putem spune acum că 2022 este unicul an din istoria noastră când guvernul este nevoit să nu se împrumute pe intern, deci el nu se poate împrumuta pe intern, mai mult că atât este nevoit să ia bani din altă parte pentru a întoarce datoriile pe intern. De fapt, este cel mai mare efect
colateral sau jertfa colateral, cea mai mare jertfă acestei creștere a băncii naționale, este guvernul. Pentru populație nu văd nicio problemă că nu se mai împrumut pentru consum, ba din contră e bine că fac economii, mi se pare un lucru corect, deci nu împrumutăm, facem economii. Pentru agenții economici, vedeți, nu s-a întâmplat nimic grav, de fapt unica jertfă acestei politici a băncii naționale este guvernul, dar după mine este un cost care guvernul trebuie să plătească pentru a nu permite să avem o inflație mare. De fapt, unicul cine plătește pentru ca să nu avem o inflație mare este guvernul. Ce s-ar întâmpla dacă am avea o inflație mare? Tot guvernul ar plăti. Acum guvernul pur și simplu plătește pe dobândă mare, dar atunci ar trebui să plătească compensația la căldură, pensii, salarii și așa mai departe. De aceea, de punct de vedere macroeconomic, pentru guvern, e tot una cum plătește. Sau plătește pe dobândă mare, sau trebuie să plătească un salariu mare. De aceea, politica băncii naționale, în principiu, rezolvă. Haideți să întâmplăm la depozite. Aici la depozite situația, deci noi am spus, scumpirea banilor, de fapt, pe de o parte te descurajează să consumi, pe de altă parte încurajează să faci economie. Aici la depozite avem o mică problemă și am să explic din ce cauză. Deci depozitele la noi, a persoanelor fizice, depozitele noi am luat doar în valută națională, că aici de fapt este efectul politicii băncii naționale, efectul războiului s-a făcut vizibil. Deci atunci când lumea s-a speriat de război, oamenii au fugit treabă de la banc și au scos bani. Toate băncile, nu vă vor povesti, dar toți bancherii vă putea povesti prin ce vremuri trecute în luna februarie, martie, aprilie, când oamenii veneau la bancă și scoteau banii, toți oamenii scoteau banii. De aceea să compari, este cam greu războiul și are efectul lui, dar cu certitudine este un singur lucru. Dacă până în anul trecut depozitele mediu erau 1 miliard de lei pe lună, depozitele noi la bănci, în luna iunie noi am ajuns la 2,2 miliarde. Altfel spus. Principalul efect pe care l-a țintit Banca Națională, practic s-a întâmplat. Banii pentru creditele de consum a dus la descurajarea consumului de 5 ori, bazat pe credite. Și a dus la creșterea depozitelor de 2 ori. Deci, în prezent, cetățenii vin și depun la bancă de 2 ori mai mulți bani decât depuneau acum un an de zile în urmă. Perioada februarie, martie, aprilie, nu luați în considerație că avem efectul războiului. Și aici vedeți următorul depozit bancare. La noi am ajuns record în 2021 la 90 de miliarde de lei, dintre care depozitele în lei 52 de miliarde și depozitele mai 38. Acum avem o leacă, o scădere. Am explicat din ce cauză, este efectul războiului. Din acest motiv, noi când comparăm datele, trebuie să știm că nu doar politica băncii naționale influențează schimbarea depozitelor, dar mai avem și efectul războiului. Timpul trece foarte rapid, vreau în câteva minute să mă opresc la treilea efect colateral care nu l-a dorit Banca Națională. Deci primul efect a fost scumpirea banilor, descurajarea consumului care s-a întâmplat. O jertfă este guvernul care trebuie să plătească bani mult mai scump și el prima dată în istoria noastră. Nu sunt împrumutul, dar din contră întoarce datoriile pe inter, doar ce nu poate suporta această povară al dobânzilor. Dar mai avem încă un efect, nu este grav. Noi am estimat că după ce se va întâmpla această scumpire a banilor, poate apărea o dificultate de plată la cetățeni și la agenții economici. Și într-adevăr a avut loc. Dacă în anul 2022, în primul trimestru, când încă banii erau relativ scumpi, noi am avut credite cu întârzieri de plată 32%, în prezent ele au crescut până la 35%. Nu este ceva grav. Mai mult că atât, dacă vă uitați 35%, oricum este ca minima istorică. Noi am avut 70% din plată. Creditele cu întârziere de plată, acum avem 35%. Mai mult ca atât, în următorul grafic, eu v-am dat, l-am împărțit creditele cu întârziere de plată, sunt de două tipuri. Deci, de trei tipuri. Prima sunt creditele cu întârziere de până la 90 de zile. Dacă vedeți, ele și-au crescut de la 25% la 28%. Creditele compromise sau cele care creează probleme, care nu le mai poți întoarce înapoi, sau oamenii care deja nu mai au capacitatea de a întoarce banii, au rămas practic la același nivel, 2-3%, care este cel mai scăzut nivel din istoria noastră. Dar și aici vreau să vă spun că există nuanțe. Și în ce constă ele? Deci, după cum ați văzut, dobânda a afectat populația, respectiv și întârzierea de plată are loc practic asupra populației. La noi agenții economici, la ei și așa creditele cu întârziere de plată la agenții economici era în mediu 46%, acum e 48%. Practic spunem că la agenții economici nu s-a întâmplat nimic. Ceea ce s-a întâmplat, că la populație în prezent, în mediu, creditele, dacă până nu de mult erau 11%, acum ajung 16%.
Dar nu e ceva greu și aici este foarte greu să spui dacă este doar efectul băncii naționale sau și este efectul crizei. Uitați-vă ce s-a întâmplat în 2020, atunci când a venit pandemia și oamenii au stat acasă, la noi a crescut brusc persoanele care nu puteau întoarce la timp creditul. Dar asta n-a durat mult. A durat 3 luni de zile, după aceasta oamenii au început să-și întoarcă înapoi banii. Acum, după mine, avem un efect iarăși de scurtă durată și aici vreau să spun un element. Cei mai buni platnici din sistemul bancar sunt cetățenii. Chiar și acum, ei care au o mică dificultate de a întoarce banii, volumul de credite cu care au cetățenii noștri probleme de a întoarce este mai mic decât la agenții economici de 3 ori. Deci, ultimul grafic, de fapt, ne arată să mai dau unul care să fie așa. Deci, acum am luat creditele ipotecare. La noi, într-adevăr, a crescut cu 300 de milioane de lei banii pe care oamenii nu reușesc să-i întoarcă la timp. Deci dacă în primul trimestru am avut 785 de milioane de lei care aveau întârzieri de plată, acum am ajuns la 1,088 milioane de lei sau cu 304 milioane. Este cea mai mare creștere după criza de 2020. Uitați-vă, în 2020, când am avut pandemia, pe perioadă scurtă, oamenii nu și-au putut onora obligația de plată și acum cred că este o perioadă scurtă când cetățenii nu și-au putut onora obligația de plată. Și ultimul grafic care de fapt demonstrează ce spun eu este care este întârzierea de plată la credite pe sectoarele economiei naționale. Nu vă voi uita la totul, dar uitați-vă ultimii trei în clasament. De fapt, tot ce avem noi este că întârzierea de plată mereu la agenții economici a fost una ridicată și ea practic nu s-a schimbat. O schimbare nesemnificativă. Unica de ce s-a înrătățit acum, care a crescut la populație, însă la populație a crescut din contul creditelor de consum și din contul persoanelor care practică o activitate economică. Dar și așa, oricum, populația este cel mai bun platnic din sistemul bancar. Concluzia zilei de astăzi este felul următor. Efectul nedorit al întârzierii de plată la credit este un nesemnificativ și se referă doar la populație. Populația oricum și așa rămâne cel mai bun platnic. Criza din 2020 a arătat că această amânare de plată durează 3-6 luni de zile și după aceasta omul intră în ritm și se întoarce înapoi banii. Și din acest motiv cetățenii noștri rămân cel mai plăcut client în sistemul bancar. Dorința Băncii Naționale de a descuraja consumul s-a realizat. Populația, într-adevăr, se împrumută cu mult mai puțin. Depune bani la bancă de 2 ori mai mult. S-au scumpit doar creditele de consum. De 2 ori, creditele pentru agenții economici, practic, nu s-au majorat, lucrul care a dus la încurajarea creditării agenților economici și jertfa nedorită este guvernul care are cea mai mare dobândă, cea mai mare creștere a dobânzii și respectiv, pentru prima dată în istoria noastră, ei au hotărât să nu se împrumute la bănci, va din contra să întoarcă datoriile vechi pentru a se micșora povara dobânzilor care este una cu mult mai mare decât creșterea venitului bugetului. Până asta am vrut să vă spun pe astăzi și data viitoare, până data viitoare, cu un alt subiect important național. Vă mulțumesc!